Buonasera. Mai așteptăm puțin. Live-ul a fost programat pentru ora 18. Am intrat un pic mai târziu, de obicei intru cu 10 minute înainte. Mai așteptăm. Bună seara, Adina! Distribuiți, vă rog, și apreciați. Bună seara tuturor! Bună seara! Apreciați și distribuiți, vă rog. Live-ul este transmis simultan și pe canalul meu de YouTube, unde va rămâne salvat. Deci, pentru cei dintre voi care veți dori să revedeți anumite porțiuni sau live-ul în întregimea sa, îl puteți găsi acolo peste câteva ore. Mă bucur, Fabiana Zamfir. Facem și exerciții cu vectori. Astăzi mă întreabă cineva. Astăzi nu, am rămas la subiectul 2 roman, dar spre sfârșitul live-ului accept și răspund la întrebările voastre. Așa că, uite, să-i dăm lui Teddy un follow back. Mă bucur, Adina. Mă bucur, bună seara. Why so serious? Bună seara din nou. Ai revenit, nu te-am văzut de mult. Fabiana, follow back. De fapt, ți-am... Bună seara, Daniliuc. Bună seara tuturor. Distribuiți, vă rog, și apreciați. Mulțumesc frumos. Sau W pers, în fine. Am perucă frumoasă, dar cum o scot? Cine mă ajută? Bună seara, Adina! Cine îmi spune cum să scot chestia asta? Meduza. Mi-apare o meduză aici pe TikTok. Bună seara, Diana Pascariu! Mă bucur, ai fost la schi în Elveția, Why So Serious? Este model pentru științele naturii și pentru Mate Info. Pentru tehnologic îl găsiți pe canalul meu de YouTube. W pers follow back. Distribuiți, vă rog, să ridicăm live-ul. Nu uitați de canalul meu YouTube. Canalul meu de YouTube, acolo găsiți inclusiv live-urile salvate și găsiți playlist-uri pe clase organizate și puteți găsi acolo tot ce vă interesează. Aveți link pe profilul meu. Mergeți acolo și abonați-vă. De asemenea, am pus la dispoziția urmăritorilor mei un set de serii. Găsiți lista în partea de jos a ecranului. Puteți să le achiziționați la cele mai mici prețuri de pe YouTube. Seria despre numere complexe este încă la reducere, încă o zi, cred. Puteți să o achiziționați cu numai 4 lei sau 5 lei, ceva de genul ăsta. Aveți un cufăr, văd acolo, Why So Serious, mulțumesc, un cufăr. Distribuiți, vă rog, și apreciați live-ul. Haideți să începem cu subiectul 2 roman de la științele naturii. 2 roman. Care spune așa, se consideră matricea la primul punct, se consideră matricea A de X egală cu X minus 2x, 1 și x minus 6
unde x este număr real. La punctul A mi se cere să arăt că determinantul matricei AD6 este 12. Păi aici nu avem decât de calculat determinantul matricei AD6. Deci determinantul lui AD6 înseamnă, determinantul se notează spre deosebire de matrice, întrebare verticale, și AD6, în loc de X vom pune 6 și obținem 6, minus 2 ori 6 este minus 12, 1, și 6 minus 6 este 0. Aceasta este matricea AD6, iar determinantul său este 6 ori 0 minus minus 12 ori 1, adică egal 12. Ceea ce trebuia să arătăm, și anume că determinantul lui AD6 este 12. Mulțumesc frumos! Nu uitați de serii, le puteți achiziționa la cele mai mici prețuri. Aveți o listă cu linkuri spre seriile mele în partea de jos a ecranului. Le puteți găsi, le puteți studia, iar dacă le achiziționați, rămân ale voastre. La punctul B, mi se cere să determin numărul real A mic, astfel încât AD4 ori AD4 egal cu A mic ori AD4. Deci, plecând de la egalitatea AD4, să schimbăm markerul, AD4 ori AD4 este egal cu A mic ori AD4. Echivalent cu AD4, în loc de X punem 4 și obținem 4, 2 ori 4, minus 2 ori 4 este minus 8, 1, și 4 minus 6 este minus 2. Înmulțit cu ea însăși, cu 4 minus 8, 1 minus 2, trebuie să fie egală cu A înmulțit cu AD4, îl lăsăm așa aici, veți vedea imediat din ce motiv, echivalent cu, facem înmulțirea, 4 ori 4 e 16, minus 8 ori 1 e minus 8, 16 minus 8 este 8, 4 ori minus 8 este minus 32, minus 8 ori minus 2 este plus 16, minus 32 plus 16 e minus 16, 1 ori 4 e 4, minus 2 ori 1 este minus 2, 4 minus 2 este 2, și 1 ori minus 8 este minus 8, minus 2 ori minus 2 plus 4, minus 8 plus 4 este minus 4, egal cu A mic ori AD4. Echivalent cu... Aici observați că putem scoate factor 2, fiecare element al matricei noastre are factorul 2. Distribuiți, vă rog, și apreciați live-ul, să-l putem crește. Distribuiți și apreciați. Și vom obține 2 înmulțit cu 4, minus 8, 1, și minus 2 egal cu A ori AD4. Iar acum, dacă vă uitați cu atenție, matricea asta de aici este chiar AD4. Deci voi obține că 2 ori AD4 egal cu A ori
AD4. De unde rezultă evident că A nu poate fi decât 2. Ca să aibă loc această egalitate, evident A egal cu 2 și problema este rezolvată. Canalul meu de YouTube vă stă la dispoziție, aveți link pe profil, găsiți acolo playlisturi organizate pe clase și toate live-urile de pe TikTok sunt salvate acolo, pentru că sunt transmise simultan și pe YouTube. Eu voi șterge tabla în timpul acesta, voi dați aprecieri să creștem live-ul și vom continua. Îmi pare rău că din grabă și din greșeală am șters matricea, o rescriu repede. Matricea A egală cu x minus 2x, x minus 2x, 1 și x minus 6. Cu x real. La punctul C, vă rog atenție, punctul C mi se pare foarte interesant. Determinați perechile de numere naturale MN. Cu M mai mic ca N, mai mic strict decât N, pentru care determinantul, deci astfel încât determinant de A de M plus A de N să fie egal cu 0. Vă rog atenție, exercițiul este foarte, foarte drăguț. Cel puțin așa mi se pare mie, sunt sigur că și voi, dacă sunteți atenți. David Eduard Followback, distribuiți, vă rog, și apreciați live-ul. Nu uitați că îl veți găsi peste câteva ore salvat și pe canalul meu de YouTube. Nu uitați de lista cu serii pe care le aveți la dispoziție în partea de jos a ecranului. Acolo aveți câteva serii, cred că vreo 6, la cele mai mici prețuri. Vă puteți alege de acolo tot ce vă interesează, sunt foarte detaliate, le puteți răsfoi înainte de a achiziționa și apoi, de ce nu, să le achiziționați, rămân ale voastre, inclusiv cu toate update-urile pe care le voi face, pentru că voi adăuga videoclipuri la fiecare dintre ele pe parcurs. Și rămân ale voastre, inclusiv cu acele actualizări. În fiecare sâmbătă la ora 18 am o sesiune live în care vom discuta subiecte la propunerea voastră, după ce vom termina modelele oficiale. Probabil că în vacanță voi face mai des, de 2-3 ori pe săptămână, ne vom vedea un pic mai des. Haideți să vedem cum procedăm aici. Mai întâi, trebuie să calculăm ADM plus ADN. Haideți să o facem. ADM plus ADN egal. Le scriu una lângă alta, vă sfătuiesc și pe voi să faceți același lucru, indiferent cât de ușor vi s-ar părea. 1 și M minus 6 plus N minus 2N, 1 și N minus 6 egal M plus N minus 2M minus 2N unu plus 1 este 2 și M plus N minus 12. Aceasta este matricea
M de A de M plus A de N. Determinantul său trebuie să fie 0. Deci eu trebuie să găsesc perechile de numere naturale M și N. Cu M mai mic decât N, atenție, este o ipoteză importantă, veți vedea asta. Astfel încât determinantul lui A de M plus A de N să fie 0. Deci, determinant din A de M plus A de N este egal cu M plus N. Aici aș da factor minus 2 pe lângă același M plus N, 2 și M plus N minus 12. Vă rog atenție, pe prima linie avem factor comun pe care îl scot în față, M plus N, înmulțit cu determinant. Îmi rămâne 1 minus 2 îmi rămâne pe a doua poziție, 2 și M plus N minus 12. Distribuiți, vă rog, și apreciați live-ul, să-l creștem. Egal în continuare, M plus N pe lângă, iar aici facem 1 mulțit cu M plus N minus 12, înseamnă M plus N minus 12 minus minus 2 ori 2 înseamnă plus 4, adică egal M plus N pe lângă M plus N minus 8. Acesta este determinantul. Eu trebuie să determin numerele naturale. Andreea Cristian Fallowbeck. Distribuiți, vă rog, și apreciați live-ul, îmi este de folos. Nu uitați de canalul meu de YouTube. Paulică, Pablo, te salut! Deci trebuie să determin perechile de numere naturale M și N cu M mai mic ca N, astfel încât acest determinant să fie egal cu 0. Deci determinantul lui A de M plus A de N egal 0, echivalent cu M plus N pe lângă M plus N minus 8 egal 0. Știm din ipoteză, vă rog să fiți foarte atenți, că M este mai mic decât N, deci M plus N nu poate fi 0, deci M este mai mic decât N, și atunci am aici un produs de doi factori care trebuie să dea 0, înseamnă că unul dintre cei doi factori trebuie să fie 0, cel puțin unul dintre ei. Primul nu poate fi 0, fiindcă M este mai mic decât N, înseamnă că obligatoriu M plus N minus 8, cel de-al doilea factor, M plus N minus 8, este 0, adică suma dintre M și N trebuie să fie egală cu 8. Deci, căutăm două numere naturale nenule de stelat. Aici am omis steluța. Deci, nu au voie să fie 0, astfel încât suma să fie 8. Nu se vede de meduză. Păi și cum scot meduza? Cine poate să mă ajute? Cum scot meduza? Mă poate ajuta cineva? Sherby, ai primit follow de la mine? Distribuiți, vă rog, și apreciați. Mă poate ajuta cineva să-mi spună cum scot
Meduza de pe ecran sau nu este posibil? Cine mă ajută? Distribuiți, vă rog, apreciați, nu uitați de canalul meu de YouTube. Acest live se va salva acolo peste câteva ore la efecte. Ariana, dacă aveți în colț la efecte, în colț la efecte, în care colț? Nu prea mă pricep. Corada, follow back, la efecte. Unde ar putea fi efectele? Să văd. Găzduire comună e aici? Nu. Setări. Distribuiți, vă rog, și dați tap-tap. Aici la efecte. Da, gata. Gata. L-am scos. Am reușit, mulțumesc. Da, gata, am scos meduzica. Haideți să revenim la problema noastră. Caut două numere naturale nenule, M și N, cu M mai mic ca N, astfel încât M plus N să fie 8. Înseamnă că perechea MN, care satisface condiția din enunț, face parte din mulțimea. M trebuie să fie mai mic decât N și nu are voie să fie 0. Deci dacă M este 1, N trebuie să fie 7. Dacă M este 2, N trebuie să fie 6. Dacă M este 3, N trebuie să fie 5. Și cam atât, pentru că dacă M ar fi 4, N ar trebui să fie tot 4, dar nu ne este permis, deoarece M trebuie să fie mai mic decât N. Și am rezolvat această problemă. Distribuiți și apreciați live-ul. Să știți că aveți la dispoziție câteva serii, teme de matematică pentru bacalaureați sau pentru pregătirea lecțiilor. Le găsiți în partea de jos a ecranului. Găsiți o listă cu toate seriile mele. Puteți alege dintre ele, le puteți răsfoi și dacă vi se pare vreuna interesantă, o puteți achiziționa la cele mai mici prețuri de pe TikTok. Ultima serie, cea cu numere complexe, este încă la un preț promoțional, încă o zi. Este prețul redus cu $1. Cei interesați de partea de numere complexe, răsfoiți-o puțin, iar dacă găsiți ceva ce vă interesează, achiziționați-o, o puteți lua doar cu vreo 5 lei, cred, sau 4. De asemenea, aveți acolo multe altele, ecuații exponențiale, ecuații iraționale, legi de compoziție, progresii aritmetice, aveți în lista din partea de jos a ecranului. Mulțumesc frumos! Cocom. Mulțumesc. Da. Haideți să trecem mai departe la subiectul 2 arab, tot de la științele naturii. Și să vedem. Deci, 2 arab.
Ce e ăla? Mulțumim, Cocom. Terminăm întâi la sfârșitul live-ului, vă răspund și la întrebări. Mulțumesc. Alex King, followback, Alexandru Stoian, followback. Cei care nu primiți follow în timpul live-ului veți primi după. Este una dintre modalitățile mele de a-mi păstra, de a vă ține aproape. Sper să și reușesc. E de followback. Cât timp eu scriu pe tablă enunțul, aveți timpul să distribuiți live-ul meu și să îl apreciați, pentru că mi este de foarte mare ajutor, vă rog să mă credeți. Deci la subiectul 2 arab avem așa, pe mulțimea numerelor reale definim legea de compoziție X steluță Y egal cu XY pe lângă X plus Y minus XY. La punctul A, o cerință banală, arătați că 1 compus cu 3 este egal cu 3. Iar la punctul B, arătați că, de fapt, haideți să le scriu pe linie, poate mi încap toate cerințele aici. La punctul B, determinați numerele reale X, pentru care X compus cu 2 egal minus X pătrat, adică avem de rezolvat ecuația X compus cu 2 egal minus X la a doua. Iar la punctul C, să determinăm numărul întreg nenul M, pentru care 1 supra 2M compus cu M egal cu M. Atenție, M este întreg nenul, deci aparține lui Z stelat. Mi-au încăput toate cerințele pe tablă. Distribuiți, vă rog. Distribuiți și apreciați, vă rog. Distribuiți și apreciați, vă rog. Să creștem live-ul. Nu uitați de seriile mele. Aveți lista lor în partea de jos a ecranului. Nu uitați de canalul meu de YouTube. Aveți link pe profil. Acolo puteți găsi tot ce vă interesează. Dacă ne rămâne timp, facem. Eli, follow back. Simeon Ionuț, și eu te salut cu respect, Simeon Ionuț. Mulțumesc pentru Trandafira și Ioana. Haideți să ne ocupăm puțin de acest exercițiu. A scăzut live-ul, doar voi îl puteți crește și vă rog să o faceți. Stă în puterea voastră să rezolvăm punctul A. Să arătăm că 1 compus cu 3 egal cu 3. Luăm și calculăm 1 compus cu 3 egal. Deci lui X îi asociem 1, lui Y îi asociem 3. Și vom avea 1 ori 3. Deci atenție, repet. Am 1 compus cu 3. Legea este definită aici, în partea de sus. Da? X compus cu Y. Lui X îi se asociază 1, lui Y 3. Și atunci voi avea 1 ori 3 pe lângă 1 plus 3 minus 1 ori 3. Adică 3 pe lângă 1 plus
3 minus 3, 3 minus 3 se reduc și rămânem cu 3 ori 1, care este 3, adică exact ceea ce aveam de demonstrat. Arta disciplinei, follow back. Puteți crește live-ul dacă îl apreciați și îl distribuiți și vă rog să o faceți, îmi este de ajutor. În partea de jos a ecranului aveți o listă cu serii, teme dintre primele, dar aveți și o temă de clasa a 12-a pentru bacalaureat. Răsfoițiile vă rog, iar dacă considerați că vă pot fi utile, achiziționați-le, prețurile sunt cele mai mici de pe TikTok. Seria despre numere complexe este încă la promoție, are o reducere de $1, mai bine de jumătate din prețul ei real. Răsfăiți-o și dacă considerați că vă este de ajutor, luați-o. O zi mai este la promoție, pe urmă revine la prețul ei și nu mai pot modifica. De asemenea, găsiți acolo progresii aritmetice, găsiți ecuații exponențiale, ecuații iraționale, de la cu radicali, știți voi, numere complexe. Mulțumesc, Amalia, pentru inimioară. Progresii aritmetice, legi de compoziție, atenție, seria despre legile de compoziție este una completă, adică găsiți acolo absolut tot ce vă poate interesa de la legi de compoziție, parte stabilă, element neutru, elemente simetrizabile, asociativitate, comutativitate, ecuații, forme restrânse, element absorbant și tot ce vă interesează. Este o serie completă, cea despre legile de compoziție, vă invit să o achiziționați. Live-ul este transmis simultan pe YouTube, unde va și rămâne salvat. Îl veți putea regăsi peste câteva ore, după ce este verificat. Va fi postat pe canalul meu de YouTube și îl puteți găsi. Un flux, am înțeles că așa se numește. Bun. La punctul B. Avem de rezolvat ecuația x compus cu 2 egal minus x la a doua. Echivalent cu, vă rog atenție, că nu este o problemă grea. Știu că unii dintre voi se sperie, dar nu aveți absolut niciun motiv. Vă rog atenție. X compus cu 2. Mă duc aici unde am definită legea, nu mai puțin să modific, că nu-mi place cum se vede x-ul ăla acolo. X compus cu 2, aici este definiția legii, x rămâne x, iar lui y îi asociem 2-ul. Deci, peste tot unde vom găsi y, vom pune 2. Așadar, voi avea x ori 2, vă rog atenție, că e simplu de tot, pe lângă x plus 2 minus x ori 2, egal minus x la a doua, echivalent cu... Vă rog atenție, dragilor, 2x pe lângă, aici am x minus 2x este minus x, îl las la urmă, 2 minus x egal minus x la a doua, echivalent cu 4x minus 2x la a doua, egal minus x la a doua. Adunăm x la a doua în ambii membri și obținem 4x minus 2x la a doua plus x la a doua este minus x la a doua, egal 0. Aici am o ecuație de gradul al doilea, dar știu că unii dintre voi preferă rezolvarea cu
Delta. Eu în situația de față, Denisa, ai un follow de la mine. În situația de față aș folosi metoda directă, îl scoatem factor pe X. Atenție, nu împărțim la X, pentru că pierdem soluție. Gingis Han, bună seara, te salut. Denny, follow back. Oana, Alexandra, de asemenea, follow back. Ioane Iliescule! Măi, Ioan Iliescu, măi! Da! Tap, tap și distribuire! Tu ești haterașul? Da, facem exerciții pe TikTok. Puteți crește live-ul. Puteți crește. Mulțumesc, domnule Ion Iliescu. Vă doresc multă, multă sănătate și viață lungă, domnule Ion Iliescu. Ramo, te salut. Alin Edge. Follow back. Cei care nu primiți în timpul live-ului veți primi follow. Din mezozoic. În vremuri imemoriale. Și la întrebarea când v-ați născut, domnule Ion Iliescu, răspunsul tău este în mezozoic. Bun. Moni Monica, bună seara. Bună seara tuturor, bună seara. Haideți să creștem live-ul că puteți. Știți voi cum, distribuiți. Paleozoic, da. Răsfăiți, vă rog, cei care pregătiți examen de bacalaureat sau care vă pregătiți pentru ore, răsfoiți lista cu serii din partea de jos a ecranului și cu siguranță veți găsi și serii care vă interesează. Achiziționați-le, nu veți regreta. Sunt cele mai mici prețuri de pe TikTok. Robert Alexandru. Ok, Robert, abia aștept să bem o bere împreună. La câtă bere beau eu? Adică nu beau deloc alcool. Deci alegeți din seriile din partea de jos. Aveți o listă în partea de jos cu toate seriile mele. Și alegeți și achiziționați-le. Sunt cele mai mici prețuri de pe TikTok și aveți și reduceri dacă vă grăbiți. Încă o zi de reducere aveți pentru numere complexe. Haideți să ne uităm puțin la ecuația noastră. L-am dat pe X factor pe lângă 4 minus X. Am spus că aleg această metodă de rezolvare pentru că este ceva mai directă. Cu delta este mai greoi. Aici am un produs de 2 factori care trebuie să fie 0. Înseamnă că cel puțin unul dintre cei 2 factori este 0. Deci sau X egal 0, obținând astfel și prima soluție, sau 4 minus x egal 0, adică x egal 4, care va fi a doua soluție a ecuației, adică x2, iar problema noastră este rezolvată. Predau la colegii economic, Octav Onicescu în Botoșani. Mihai AVD, Chris, răspunsul era pentru tine. Mihai AVD, ai primit follow de la mine. Distribuiți, vă rog, și apreciați live-ul. Izabela, mulțumesc. Gabi Jim, follow back. Andrei Yu,
Andrei Iu. Follow de asemenea. Adelin Petrișor. Ai revenit, a? De ce mă întreb, Ramo, cum adică, dacă știu matematică de Mate Info? Păi sunt profesor de matematică, Ramo. Bună seara, Betty! Mulțumesc, LG. Laura, o mulțire de numere complexe. Ai o serie cu numere complexe. Este o serie completă în partea de jos a ecranului și este promoțională, să știi. Intră și răsfoiește și vezi dacă te interesează. Și da, îți voi arăta o mulțire de numere complexe spre finalul live-ului. Forța Steaua, Robert! Forța Steaua! Bună seara, Alina! Arina! Ramo! Follow back, Ramo! Da! Haideți să continuăm cu punctul C. Cât timp șterg eu tabla, vă rog să creșteți acest live apreciindu-l și distribuindu-l. Voi o puteți face. Iar mie mi este de ajutor, să știți, și vă sunt recunoscător pentru asta. Iar recunoștința mea se manifestă cel puțin o dată pe săptămână, sâmbăta, când susțin aceste sesiuni live. Suma lui Gauss cred că va deveni o obsesie pentru mine. Vezi că am un TikTok cu suma lui Gauss. Vezi că am postări pe YouTube cu suma lui Gauss. Și aici pe TikTok caut în lista de redare all și vei găsi acolo Nora Followback. De unde fac? De pe site-ul ministerului. De pe Edu. Eve, follow back. Distribuiți, vă rog, și apreciați. Salut, Sorin Berceanu. Și eu te salut. Haideți să rezolvăm punctul C. Lăsați mânuța să vă tremure pe ecran. Lăsați mânuța să vă tremure pe ecran ca să creștem live-ul. Vă mulțumesc. Bună seara, Eve. Hai să vedem aici, la punctul C. Acest subiect, Beatrice Mocanu, este modelul oficial de la științele naturii. Mai am punctul C și trecem la Mate Info. La tehnologic îl găsiți pe canalul meu de YouTube în antepenultimul live. De fapt scrie, este numit așa, cu tehnologic, model oficial tehnologic. Haideți să vedem la punctul C. Deci trebuie să determin numerele întregi nenule M cu proprietatea că 1 supra 2M compus cu M egal cu M echivalent cu, vă rog atenție, definiția legii de compoziție o avem aici, pe primul rând, adică sub titlu. X compus cu Y egal XY pe lângă X plus Y minus X ori Y. Aici nu mai avem XY, în loc de X avem 1 pe 2M. Deci lui X îi asociem 1 supra 2M, iar lui Y îi asociem M. Deci unde întâlnim X vom pune 1 pe 2M, unde întâlnim Y vom pune M. Și vom obține 1 supra 2M ori M pe lângă 1 supra 2M plus M minus 1 supra 2M ori M egal M. Kinder.
Da, ascultați sfatul moderatorului. În stânga, jos a ecranului, găsiți o listă cu serii. Da, sigur că vreau. Depinde la ce liceu ești. Și depinde din ce oraș ești. M se simplifică aici și aici. Haideți să scriem ce rămâne. Aici îmi rămâne 1 pe 2 pe lângă. 1 pe 2M plus M plus 1, minus, iertați-mă, 1 pe 2 egal M. Putem scăpa imediat de 2-ul acesta de aici, de la numitor, înmulțind ambii membri cu 2. Obținem astfel 1 pe 2M plus M minus 1 pe 2 egal 2M, 2 ori M, da? Ambii membri am spus că îi mulțim. Putem elimina numitorii, numitorul este 2M pe care îl voi și elimina, deci aici amplificăm cu 2M, aici deja am 2, mai amplificăm cu M, iar aici din nou cu 2M și în același timp înmulțim ambii membri cu 2M ca să îl și eliminăm. Numitorul obținem echivalent cu 1 plus 2M la a doua minus M egal 4M la a doua, echivalent cu, eu mut toți termenii din membrul stâng în membrul drept, dar încep scrierea cu membrul drept. Am 4M pătrat minus 2M pătrat îmi dă 2M pătrat. Minus M cu semn schimbat este plus M, 1 cu semn schimbat este minus 1, egal 0. O ecuație de gradul al doilea cu necunoscuta M. Calculăm delta. Delta este B la a doua minus 4AC, adică 1 minus 4 ori 2 ori minus 1 înseamnă plus 8. Delta este 9, așadar M12 va fi egal cu minus B plus sau minus radical din delta supra 2A egal. Minus B este minus 1 plus sau minus radical din 9 este 3 supra 2 ori 2, 4. Așadar, vom avea M1 egal minus 1 minus 3 este minus 4, supra 4 înseamnă minus 1, iar M2 egal minus 1 plus 3 este 2 pe 4, adică 1 pe 2. Primul, minus 1, aparține lui Z stelat, însă 1 pe 2 nu aparține lui Z stelat, deci nu convine. De aici rezultă că M nu poate fi decât minus 1. Și problema este rezolvată, iar eu vă mulțumesc pentru atenția pe care ați acordat-o acestui exercițiu. Tap, tap și distribuire! Da, Andreea 05, moderatoarea. Da, seriile din lista de jos sunt foarte bune, credeți-mă, nu veți regreta. Facem acum subiectul 2 roman de la Mate Info. Da, mă bucur că ai revenit. Follow back ANDR14. Distribuiți, vă rog, să creștem live-ul. Îl putem crește.
Bun. Am terminat doi romani de la Științele Naturii, facem doi romani de la Mate Info. Cât eu șterg tabla, atât de mult ați putea crește live-ul, apreciindu-l și distribuindu-l, încât aș vrea să am o surpriză foarte, foarte plăcută atunci când mă întorc cu fața spre cameră, cu fața spre telefon, să văd acolo o creștere uriașă ca număr de urmăritori. La asta mă refer. Bun. Da. Mr. Shark, follow back. Acum urmează subiectul 2, roman pentru Mate Info. User. Pentru Mate Info am făcut pentru Științele Naturii. Până acum, 2 roman urmează pentru Mate Info. Pentru Tehnologic l-am făcut deja într-un live anterior care este salvat pe canalul meu de YouTube. Îl puteți găsi acolo, live-ul cu totul. Distribuiți, vă rog, și apreciați. Dați tap tap, vă rog, ca să creștem. Pentru Nimic, user, te sfătuiesc să rămâi și la, dacă ești într-adevăr interesat, să rămâi și la subiectul următor. Nu este un subiect greu, poate pica la orice profil un astfel de subiect. Denisa Ioana, follow back. Nu uitați de lista cu serii din partea din stânga jos a ecranului. Mulțumesc, Ștefan. Haideți, haideți să creștem, haideți să creștem, haideți să creștem, ca să mă vedeți un pic mai vesel pe mine și un pic cu mai mult chef. Vector în plan, Raluca. Raluca, ai o serie despre vectori. În partea de jos a ecranului găsești seria despre vectori, găsești acolo tot ce te interesează despre vectori. Alessia Diaconu, follow back. De fapt, ți-am trimis cerere pentru că ai un canal privat. Deci, vectori găsiți, serie cu vectori, totul despre vectori. De asemenea, exerciții, așa, puteți găsi pe canalul meu de YouTube. Dacă intri în playlist-ul pentru clasa a noua, aici, dacă intri în lista de redare clasa a noua, poți găsi, dar nu o temă axată doar pe vectori. Tema axată doar pe vectori este seria, care chiar așa se numește și o găsești în lista din partea din stânga jos a ecranului și costă doar câțiva lei. Ai acolo explicat cam tot ce trebuie la vectori. Regula triunghiului, regula paralelogramului, vectori în sistem de coordonate. Mulțumesc, Ștefan! Găsești cam tot ce te interesează. De altfel, toate seriile mele, părerea mea este că sunt bune, sunt interesante și vă pot fi utile. Găsești și, ți-am spus, și pe canalul meu de YouTube. Trebuie să intri în playlist-ul pentru clasa a noua sau chiar și aici poți să găsești pe listele de redare, pe lista de redare pentru clasa a noua, gratuit, fără probleme. Dar dacă te interesează totul despre vectori, adică probleme doar despre vectori, ai câteva videoclipuri în acea serie care, pe care te poți sprijini. Condoleanțe fericite, mă bucur că ai revenit. Distribuiți, vă rog, eu voi scrie enunțul, deci Mate Info 2 roman. Se consideră matricele I3. Deci
Credeți-mă, vă rog, că este lucrul care mă enervează cel mai tare, dar vreau să scriu enunțul cu fidel, cât pot eu de fidel, atunci când mi se dă ca ipoteză faptul că I3 este 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Deci mă scoate din sărite. Funcție încă nu am serie, voi face mâine o serie despre funcții, Diana. Mâine sper să am timpul necesar să filmez. Cel târziu, poi mâine dimineață va fi aprobată și o vei putea găsi pe canalul meu de TikTok. Deocamdată nu cred că am despre funcții. Intră în listă și vezi, dar nu știu ce să zic. Oricum mâine fac. Da, live-ul rămâne salvat pe YouTube. Haideți să-l creștem. Deci, mă scoate din pepeni faptul că mi se dă ca ipoteză faptul că I3 este 1000010001. Aceasta este o chestie bine știută de noi toți. Nu ar mai trebui precizată în ipoteza problemei. Și ADA egală cu 001 A minus 1 A și 100. Unde A este un număr real. La punctul A, aici le voi scrie pe rând enunțurile, arătați că determinant de A de 1 este egal cu 1. Păi haideți să calculăm determinant de A de 1. Determinant de A de 1 înseamnă, în loc de A vom pune 1 și obținem 0, 0, 1, 1, minus 1, 1, 1, 0, 0. Haideți să calculăm. 0 ori minus 1 ori 0. Evident, 0. 1 ori 0 ori 1. Tot 0. Și 1 ori 0 ori 1. Tot 0. Minus 1 ori minus 1 ori 1. Este minus 1. Minus 1 ori 0 ori 0 este 0, minus 0 ori 0 ori 1 este 0, egal, avem 5 termeni nuli în desfășurarea determinantului, iar aici am minus minus 1, care nu înseamnă altceva decât 1, ceea ce trebuia demonstrat. Iar problema noastră este rezolvată. La punctul B, stați puțin să mai dau follow, puțin. Roxana, follow back. Adrian, de asemenea. Eliza Maria, follow back. Da. Cei care dați urmărire în timpul live-ului și nu primiți follow de la mine în timpul live-ului, veți primi după ce se încheie.
Pentru că nu pot să stau doar cu ochii în ecran și să văd când primesc o urmărire. Isabella, follow back. De fapt, cerere. Alexandra, follow back. Da. În partea de jos a ecranului găsiți o listă cu serii unde puteți găsi concentrate exerciții pe anumite teme, exerciții de un anumit tip. Privat, follow back. Mona Lisa, follow back. Haideți să creștem live-ul, că se poate. Nu uitați că el va rămâne salvat pe canalul meu de YouTube. Aveți link pe profil. De asemenea, pe canalul meu de YouTube puteți găsi tot ce vă doriți. Este organizat pe playlist-uri, pe clase. Deci un playlist pentru a 9-a, un playlist pentru a 10-a, pentru a 8-a, a 11-a, a 12-a. La punctul B, mi se cere să arăt că A de A ori A de B egal cu A de A minus A de B plus I3. Da, vă rog să fiți foarte atenți. Vă rog să fiți foarte atenți că nu este greu. Iar subiectul următor vă provoc să rămâneți să-l urmăriți, pentru că este o ecuație matricială care se face la toate profilurile, un tip de ecuație matricială care se poate face la toate profilurile, însă aceasta este o ecuație specială care cu siguranță vă va plăcea tuturor. Veți vedea o ecuație care cu ajutorul unei șmecherii, hai să-i zicem, că există și în matematică șmecherii, poate fi rezolvată foarte, foarte ușor, fără să ne batem capul prea mult. Rămâneți aproape și fiți atenți la asta. Haideți să calculăm A de A ori A de B mai întâi. A de A ori A de B. Egal. Le scriu una lângă alta. A de A este 0, 0, 1. A minus 1, A. 1, 0, 0. Înmulți cu A de B este 0, 0, 1, B minus 1, B, 1, 0, 0. Egal. Ia uitați puțin. 1 ori, 0 ori 0 plus 0 ori B plus 1 ori 1 este 0 plus 0 plus 1, adică 1. 0 ori 0 plus 0 ori minus 1 plus 1 ori 0 este 0. 0 ori 1 plus 0 ori B plus 1 ori 0 este de asemenea 0. A ori 0 e 0. Minus 1 ori minus 1 e 1. A ori 0 este 0. Deci voi avea 0 plus 1 plus 0. Scuzați, am sărit prea departe. De asta am avut o ezitare. Am trecut la linia a doua, dar coloana întâi. Eu am sărit direct la coloana a doua. Vă rog să fiți atenți. A ori 0 e 0. Minus B plus A. Adică A minus B. După aia 0 1, 0, adică 1 și A ori 1, A minus B plus 0, deci A minus B.
1 ori 0, 0, 0, 0. Deci 0 voi avea aici. 1 ori 0, 0 ori minus 1, 0 ori 0, tot 0. Și 1 ori 1, 0 ori B și 0 ori 0 îmi rămâne 1. Aceasta este matricea A de A ori A de B. Vă rog, distribuiți și apreciați live-ul ca să-l creștem. Cei care dau urmărire primesc urmărire de la mine, dacă nu în timpul live-ului, imediat după. Exact, este magie în matematică. Daniela Tina Fallowbeck, Iulia Cristina Fallow, Raluca Fallow, Guță Dubiosu Fallow. Distribuiți, vă rog. Haideți să calculăm acum și membru drept. Deci ADA minus ADB plus I3 egal. Voi pune matricele una lângă alta. ADA este 0, 0, 1. A, minus 1, A și 1, 0, 0. Minus ADB, 0, 0, 1. B, minus 1, B. Și 1, 0, 0. Plus I3, care este 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, egal 0 minus 0 plus 1 este 1, 0 minus 0 plus 0 este 0, 1 minus 1 plus 0 este tot 0. A minus B plus 0 este A minus B. Minus 1 minus minus 1 este 0 plus 1, 1. A minus B plus 0 este A minus B. 1 minus 1 plus 0 este 0. 0 minus 0 plus 0 de asemenea 0. 0 minus 0 plus 1 este 1. Observăm că am obținut exact același lucru ca și mai sus. De aici putem trage concluzia că A de A ori A de B egal cu A de A minus A de B plus I2. Oricare ar fi numerele reale A și B. Deci, oricare ar fi A și B reale. Și problema este rezolvată. Acum, haideți să vedeți o magie, cum spunea cineva adineauri. Bogdan Fallow, Denisa IDG de asemenea, Boss nu are rost, bine Boss, Miruna Fallow, condoleanțe fericite. Acum am greșit cu ceva? I3, da, îmi cer scuze, I3, așa este. Îmi cer scuze, o neatenție. Acum vă propun să fiți atenți la următorul enunț. Vă rog atenție la punctul C. Distribuiți, vă rog, și apreciați cât șterg eu tabla, să ni se alăture cât mai mulți, pentru că este un exercițiu interesant acesta de la punctul C.
fără a fi vreunul dificil cumva, care să te bucure prin dificultate atunci când îl rezolvi. Adică să te bucuri de el rezolvându-l cu dificultate. Este un exercițiu care se rezolvă destul de ușor dacă ești atent. Determinați, de fapt eu o să-i spun simplu, rezolvați ecuația matricială AD1 ori X ori AD0 egal I3. Să rezolvăm această ecuație matricială. Dar poți să ieși, Bibi. Poți să ieși. Robert, Miruna Fallowback, de fapt ți-am trimis cerere, ai cont privat. Uitați puțin modestie. Robert, anul viitor vreau să dau bacul și să-l iau cu 6 pe linie. Robert, dacă asta este dorința ta, pe bune că sunt alături. Dar știi cum e asta cu 6 pe linie? E ca la whist, nu știu dacă știi jocul de whist, atunci când joci la 0, s-ar putea să te peștești. Da, aici condoleanțe fericite, spune așa și spune foarte bine, mulțim la stânga cu inversa lui AD1 și la dreapta cu inversa lui AD0. Așa este. Echivalent cu, și atunci, în membru stâng, A la minus 1 ori A îmi dă I3, care ori X îmi dă X, iar A de 0 ori A la minus 1 de 0 îmi dă tot I3, care X înmulțit cu I3 îmi dă tot X. Deci în stânga rămân cu X, iar în dreapta voi avea A de 1 la minus 1, înmulțit cu I3, tot A de 1 la minus 1, înmulțit cu A de 0 la minus 1. I3 ăsta este element neutru la înmulțirea matricelor pătrat C de ordinul 3. Deci joacă același rol pe care îl joacă numărul 1 la înmulțirea numerelor. Nu, acesta este de la Matei Info. Tu le iei pe fiecare în parte și înlocuiești, adică, știu ce vrei să zici. Spui fie X egal A, B, C, D, E, F, G, H, I și faci mulțirile, a? Da, da. Cred că ai nevoie de câteva kilograme de hârtie. Distribuiți, vă rog. Este complicat? Păi rămâi puțin să vezi cât de complicat este, Larisa. Rămâi un pic, un pic rămâi, te rog, și să vezi că nu este deloc complicat. Adică voi fugiți imediat ori la, cum a spus prietena noastră Adineauri, că înlocuim A de 1, A de 0, X, lui X îi dăm o formă A, B, C, D, E, F, GH și I, facem înmulțirile și identificarea elementelor a două matrice. Dar treaba aici este mult mai simplă dacă ținem cont de punctul B. Ia uitați-vă aici, din punctul B rezultă că A de, hai să-i spunem X, ori A de X îmi dă A de X minus A de X
plus I3. Rezultă A de X minus A de X se anulează, se reduc anulându-se și rămânem cu A de X ori A de X egal I3 produsul a două matrice este I3, înseamnă că cele două matrice sunt inverse una celeilalte. Deci, inversa matricei A de X este ea însăși. Deci rezultă că A de X la puterea minus 1 este însăși A de X. Păi și atunci, ținând cont de acest lucru, vom avea că A de 1 la puterea minus 1 este chiar A de 1, iar A de 0 la puterea minus 1 este chiar A de 0. Și ia uitați, am scăpat de corvoada determinării inverselor celor două matrice, folosindu-mă de egalitatea demonstrată la punctul B. Deci nu mai am de făcut chestia aia cu matricea adjunctă, cu, deci transpun matricea A de 1, îi determin adjuncta, cu chestia aia care vouă vi se pare complicată. Este mult descris uneori, dar nu este nimic complicat. Așa. Echivalent parcă. Poți să pui echivalent dacă vrei să revii acolo. Pe mine mă interesa să obțin chestia asta de aici. Dar nu pot, nu pot pune echivalent aici, de exemplu. Că faptul că A de 1 la minus 1 egal A de 1 nu implică neapărat că A de X la minus 1 egal A de X. Deci, hai să renunțăm la acest echivalent. Că nu-l poți pune aici. Nu-l poți pune aici. Aici îl poți pune. Da? Nu înțeleg la ce ți-ar putea fi de folos. Ramo Ramona follow back. Distribuiți, vă rog, să creștem live-ul. Mai avem puțin. Distribuiți, vă rog, să creștem live-ul. Păi bun, și atunci înseamnă că, ținând cont de acestea, voi scrie în continuare aici rezultă și după aia voi șterge în partea de sus. Rezultă de fapt că matricea X egală cu A de 1 ori A de 0. Deci A de 1 egală cu A de 0, adică, hai să șterg porțiunea asta de aici, ca să putem calcula. Deci X egal cu, puneți rezultă aici, voi scrieți în continuare cei care ați apucat să scrieți. A de 1 este 0, 0, 1, 1, minus 1, 1, 1, 0, 0, înmulțit cu A de 0 este 0, 0, 1, 0, minus 1, 0, în loc de A punem 0, deci 1, 0, 0. Rezultă că matricea X pe care o căutăm noi, matricea necunoscută, este 0 ori 0 plus 0 ori 0 plus 1 ori 1 este 1. 0 ori 0, 0 ori minus 1, 1 ori 0 este 0. 0 ori 1, 0 ori 0, 1 ori 0 îmi dă 0. 1 ori 0, minus 1 ori 0, 1 ori 1 îmi dă 1. 1 ori 0, minus 1 ori minus 1,
1 ori 0 îmi dă 1, 1 ori 1 minus 1 ori 0, 1 ori 0 îmi dă tot 1, 1 ori 0, 0 ori 0, 0 ori 1 este 0, 1 ori 0, 0 ori minus 1, 0 ori 0, tot 0 și 1 ori 1, 0 ori 0, 0 ori 0 îmi dă 1. Iar problema noastră este rezolvată. Da. Live-ul este transmis și pe YouTube, unde va rămâne salvat. Îl veți putea găsi acolo de câte ori veți avea nevoie. Îl voi denumi model 2 Roman, Științe Mate Info. Ioana, dacă facem A de 1 la minus 1, un moment, înmulțit cu A de 0 la minus 1 dă același rezultat. Mulțumesc, Alexandruțu, cățelul, nu știu pe unde-i, nu-i, în cameră cu mine nu-i, sigur. Nu-i, doarme pe undeva. Același lucru cu ce? Păi am explicat de ce în loc de A de 1 la minus 1 pun A de 1. Fiindcă inversa lui A de 1 este ea însăși, conform relației demonstrate la punctul B. A de 1 ori A de 1 îmi dă A de 1 minus A de 1 plus I3. Astea două se reduc și obțin A de 1 ori A de 1 egal I3. Produsul a două matrice este matricea unitate, înseamnă că cele două matrice sunt inverse una celeilalte. La Tehnologic, Robert, găsești pe canalul meu de YouTube salvată rezolvarea, live-ul. Îl găsești, chiar așa este numit, cred că, model Tehnologic 2024. Îl găsiți salvat acolo. Așa cum și pe acesta îl veți găsi salvat peste câteva ore pe YouTube, după ce se face verificarea lui. De asemenea, în partea de jos aveți o listă cu seriile mele, pe care le puteți achiziționa la prețurile cele mai mici. De asemenea, pe profilul meu găsiți linkul serie care vă duce la lista pe care o puteți răsfoi. Vectori în plan. Vectori în plan am o serie foarte, foarte bună. Ia și răsfoiește-o și vezi dacă îți place. Ai lista în stânga jos a ecranului. Alege seria vectori și răsfoiește-o și vezi dacă îți este de ajutor. Bitex Toris. Andrei Mitoi, follow back. Crișan Brian, follow back. Sâmbăta viitoare ne revedem cu continuarea subiectelor din cele trei modele și vom continua cu partea de analiză matematică. Crișan Brian. Da. Da? Da, Bia? Ești elevă acolo? Și eu vă mulțumesc, Andreea, pentru participare. Mălina, follow back. De fapt, cerere, că ai cont privat. Ți l-aș arăta, dar doarme pe undeva, nu-i. Aici nu-i. Vi l-aș arăta. Da. Stați așa puțin să văd dacă dau de el. Haideți că somnoros. Acum m-am trezit abia. Ia uitați ce necăjit sunt. M-am trezit din somn. Da.
Da, băiatul. Hai că mergem în dat afară. Gata. Fuge. Vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem sâmbăta viitoare. Până atunci, mergeți pe canalul meu de YouTube, unde găsiți tot ce vă interesează, achiziționați seriile mele și învățați. Pregătiți examenul, pregătiți lecțiile și totul va fi bine. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!